Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin. La capitolul majorări cu 500% a impozitului pentru clădirile neîngrijite. Am văzut acolo că intră și hotelul Dunărea Moldova Nouă. Ce se mai știe de proprietar? Acum, ca o poveste legată de cei 500%, pentru că și aici unii consilieri au votat, n-au votat, au făcut diferențe între persoane fizice și persoane juridice, e o procedură legală prin care poți majora impozitul pe clădire celor care nu respectă anumite reguli pe care le pui în acel regulament. Cei prezenți astăzi sunt o parte, doar o parte, din cei care nu respectă aceste solicitări legale din partea noastră. Am ales această soluție, nu e doar hotelul, sunt foarte mulți dintre concetățeni care solicită sau reclamă clădirile neîngrijite. Eu sunt primul dintre primarii care au trecut prin acest birou, care a luat decizia să nu mai caut voturi și să caut să aplicăm legislația. Și legislația ne permite, că sunt persoane fizice sau că sunt persoane juridice. Da, într-adevăr, avem câteva obiective, cum este și hotelul. Eu am încercat să iau legătura cu reprezentanții proprietarilor. Proprietarul e o companie, destul de alambicată situația acolo. Nu au înțeles că eu doresc să ne intrăm în normalitate și dacă ți-a asumat o clădire, și îngrijești. Așa e problema și celor două blocuri din fața primăriei, căminele de nefamiliști de la Orașul Nou. Mulți oameni critică de ce nu faci nimic. Uite că acum primăria vrea să facă, dar consilierii PSD și Partidul Verde când se opun, când nu se opun. Mulțumim lui Dumnezeu că aceste proiecte trec cu jumătate plus 1, nu e nevoie de 2-3, dar ei vor încerca să mă atace pentru acest lucru. Voi duce mai departe și în 2019 această procedură. Cine are probleme și e într-o jenă financiară, că e persoană fizică sau persoană juridică, putem da termene suplimentare, dar dacă tu în 6 luni de zile nu vii la primărie după ce ai fost înștiințat de 2 ori, că ai o problemă și că trebuie să rezolvi fațada casei, înseamnă că nu te interesează. Și atunci vor trebui să plătească impozite suplimentare. Dacă nu au bani, vom pune în aplicare legea care ne permite inclusiv pentru neplata acestor taxe, scoaterea la licitația clădirilor și intrarea în posesia primării. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin.